Cum să vorbesc eu cu aceeași voce despre Ghimpu și despre Maria Ciobanu? Iată, eu cum pot să-mi permit chestia asta? Dar Maria Ciobanu a fost la toate protestele noastre în Piața Mare Națională, în timp ce Ghimpu s-a înțeles pe data de 5 iunie, s-a înțeles cu Plahotniuc să iasă cu niște mașini în piață, să ne arăte câte miliarde s-au furat și cum s-au furat. El cu dânsul la guvernare, cu dânsul președinte și mai departe. Dar eu nu vreau să... Nici nu știu cum să răspund la asemenea întrebări. Dacă am spus și repet acest lucru, suntem deschiși pentru toți oamenii de bună credință, pentru toți oamenii de bună calitate. Printre ei Ghimpu nu se înscrie. Oamenii, eu vin acum la Călăraș. Păi Ghimpu l-a întrecut pe Roșca. Oamenii îl urăsc pe Ghimpu mai mult decât pe Roșca. Pentru că le-a trădat interesele. Eu cum să mă asociez, să mă coalizez cu un individ care a trădat? Nu fac acest lucru. Cu oameni din cadrul PL-ului cu care discut, cu care m-am întâlnit acum la Călăraș și m-am întâlnit duminică la Olănești, cu care o să mă întâlnesc neapărat până la sfârșitul săptămânii în mai multe localități din Republica Moldova. Suntem dispuși să discutăm, să-i atragem alături de noi, pentru că oamenii ăștia n-au nicio vină. Ei n-au participat la toate ilegalitățile la care au participat managementul PL-ului sau PLDM-ului. Iar cât privește oamenii pe care i-ați menționat, doamna, toți sunt bineveniți. Din păcate, acești oameni, eu sunt sigur că deja sunt sătui de politica asta moldovenească, nu știu dacă vor mai accepta să mai figureze pe o listă sau alta, dar ei sunt bineveniți și sigur că da, toată lumea ar trebui să treacă aceste mecanisme pe care ne le-am propus noi, legate de integritate, de profesionalism, și haideți să fim să vă spun o chestie. Vinem acum chiar în mașină și am citit o declarație de lui Ghimpu, adresat Maia Sandu. Da, eu în locul Maia Sandu n-aș mai vorbi niciodată. Dar azi am avut o discuție cu doamna Sandu. Și am foarte, foarte liniștit, foarte clar, ne-am propus. Da, domnule, iată, ăsta a lansat ideea discuției, dialogului. Am constatat că suntem ocupați până la evenimentul de sâmbătă și o delegație de la platformă, una de la PL, cei de la PLDM, ar fi trebuit să se întâlnească cu o delegație de la Ghimpu. După declarațiile care le-a făcut acest individ, urâte de tot, după ceea ce au făcut oamenii ăștia înainte de mitingul de 30 iulie, când Ghimpu s-a apucat să dea cu copita în Maia Sandu, iar Dorin Chertoacă s-a concentrat pe mine, cu minciuni, că aș fi stat la protestul din 7 iunie împreună cu Sate și cu Dodon. Niște inepții. Ei, cu oamenii ăștia, în mod normal, n-ar trebui să mai discuți. Iată, cu oameni de calitate din cadrul partidelor democratice, vom sta de vorbă. Bun, pun punct tuturor întrebărilor, pur și simplu timpul zboară mult mai repede decât ne-am fi vrut noi. Un minut, domnule Năstase, pentru o concluzie. Atât de repede? Da. Un minut ca să concluzionăm și să încheiem această discuție. Ce concluzie să trag? Lucrurile sunt atât de evidente. Mă bucur că cunoaștem foarte bine cine s-a poziționat de partea poporului și cine este împotriva lui. Mă bucur că în Republica Moldova există rațiune la nivelul politic. Mă bucur că, iată, acest bloc acum, constituit de platforma DA și PAS, se întărește mai tare și mai tare. Mă bucur că în teritoriu mă întâlnesc cu oameni care au speranță și care își spun speranța în alegerile viitoare. Și nu pot să îndemn oamenii decât la unitate, solidaritate și credința că putem face schimbarea. Să nu vă pierdeți credința, pentru că este și păcat. Deznădejdea este un păcat. Nu intrați în păcat, fiți încrezători și credeți-mă, putem reuși. Indiferent de ce va face guvernare, indiferent la ce mișcări va recurge, nu rămâne decât să se vadă învinși după următoarele alegeri.